El e Andrei Chelariu, are Club Sportiv Andrei Chelariu din Mihălășeni. O parte din copiii din spate sunt elevii lui. Cu câți elevi ai venit aici să veni? Bună ziua, mă numesc Andrei Chelariu. Astăzi, la etapa națională, am venit cu 25 de copii. Doar din Mihălășeni? Da, ăștia sunt doar din Mihălășeni, din comuna Mihălășeni, din celelalte state. Dar văd că ai și fotbal, și handbal, volei, tenis de câmp, foarte multe. Da. Câți copii sunt la clubul tău, Clubul Sportiv Andrei Chelariu? În momentul de față sunt în jur de 100 de copii înscriși. La fotbal am trei grupe, trei categorii de copii. Juniori, am putea spune, U8, copii de la 5 la 8 ani, U15, Anton, hai, este mine, U15, care i-am și înscris în campionat, și U11, da. Am echipă de volei, acum sunt inițiere, aș putea spune, inițiere în volei, clasele 5-8, lupte, am, de față, fac și lupte greco-romane, colaborez cu un coleg de-al meu de la liceu sportiv, vine și face antrenamentele. De cât timp ai clubul? Clubul este înființat anul acesta de 3 luni de zile. Și câți copii ai în 3 luni? În jur de 100. 100 de copii? Da. Din Mihălășeni și comunele din jur, nu? Comunele alăturate, da. Primești vreo finanțare de la stat? Nu, nicio finanțare din partea nimănui. Sunt pe cont propriu. Copiii plătesc o taxă de 100 de lei. Tu mi-ai spus că ai 31 de ani? Da. Și ești profesor de sport de când? În 2014. În 2014. Wow. Da, copiii plătesc o taxă de 100 de lei lunară. Și unde se antrenează? Antrenamentele le desfășor pe un teren, adică mai exact am creat sediul de la cooperație, unde am clădirea plus grădina. Acolo mi-am făcut un teren de fotbal cu o lungime de 40-20. Acolo desfășor antrenamente la fotbal, antrenamentele la volei. Și gimnastica, am o colaborare cu doamna director la școala gimnazială numărul 1 Mihălășeni, o școală care elevii nu mai învață acolo. Am tot de colaborare cu doamna director, unde mă lasă să-mi desfășor activitatea acolo, în acea sală. În rest, chiar dacă îmi permiteți, aș putea să-mi mulțumesc și părinților că sunt alături de mine și mă sprijină. Cum îi ții în priză pe copii? Cum îi țin în priză pe copii? Fără telefon? Fără telefon, fără, da. Deci, cum v-am spus și înainte de cameră, obiectivul meu principal, vă spun, sincer, să-i deconectez. Adică, poate sună ciudat să-i spun să-i deconectez, să-i mai întrerup un pic de la tehnologie, să promovez sportul cât mai mult și unde sportul este egal sănătate. Le place sportul? Da, da. Anto, vino încoa. Îți place sportul? Da? Foarte bine. Hai, Eric. Da. Am copii buni, foarte buni. Suntem într-o inițiere pe toate sporturile în momentul de față. Sperăm să mergem pe consolidare, perfecționare, de ce nu, să ajungem la un nivel cât mai înalt. Mulțumesc! Vă mulțumesc!